Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile orei. Prezent la Suceava, ambasadorul Republicii Federale Germania la București, Kurt Mayer-Claude, a primit invitație de a participa la evenimentul Oktoberfest in Est, organizat de Consiliul Județean Suceava. Președintele Gheorghe Flutur a declarat că se poartă discuții pentru organizarea unui infotur în județul Suceava. I-am adresat invitația oficial domnului ambasador de a participa la Oktoberfest in Est, în 20 septembrie, la Gura Humorului, când împreună cu regiunea Augsburg vom organiza acest frumos eveniment de toamnă, ocazie cu care vom invita și alte personalități, ne gândim, și oameni de afaceri, pentru că și la astfel de evenimente putem promova Bucovina, putem discuta despre investiții, despre afaceri. Am adresat invitația pentru un grup infotur, să prezentăm Bucovina, să vadă originalul, să veniți să vedeți originalul. Agenții de turism din Germania, cu care să organizăm un infotur în județul Suceava pentru a arăta monumentele UNESCO, bisericile din lemn, rezervațiile naturale, gastronomia, tradiții și foarte multe lucruri care sunt convins că încă nu se cunosc suficient. Avem un mare interes pentru că a crescut numărul de turiști germani care vizitează Bucovina. La final, președintele Gheorghe Flutur a oferit ambasadorului distinția Meritul Bucovinei. Eu vreau să vă acord această distinție, domnule ambasador, Meritul Bucovinei, în anul centenar, pentru că Bucovina este una din provinciile care acum 100 de ani... Este prea de vreme, mi se pare, nu am făcut nimic pentru asta. Și asta este... Și obligă să faceți. Da, eu sunt convins. Da. Vă mulțumesc. Și că purtați insigna cu Bucovina 100. Vedeți deja. Mulțumesc foarte mult și asta să puneți aici. Fiind dank.